60 de copii de la școlile gimnaziale din municipiul nostru aflați în situații defavorizate vor avea acces începând din această toamnă la proiectul inițiat de Crucea Roșie, filiala Telorman. Micuții vor beneficia de o masă caldă pe săptămână și vor primi sprijin din partea voluntarilor organizației neguvernamentale la efectuarea temelor. Totodată, elevii vor participa la numeroase activități educative în sălile special amenajate pentru aceștia în interiorul structurii județene. Acest proiect se va derula în Alexandria, în cadrul tuturor școlilor din municipiul Alexandria, proiect care va fi pentru copii din familii defavorizate, astfel încât să li se dea o oportunitate pentru a ajunge la o copilărie normală, la o educație de nivel superior. Toți acești copii sunt selectați în școli cu ajutorul cadrelor didactice, un parteneriat cu școlile din municipiul Alexandria, astfel încât, cum spuneam, copii de la clasa 0, 1, 2, 3 și 4, învățământul primar, vor veni în fiecare zi la sediul din Alexandria, strada Constantin Borâncoveanu, numărul 64, să deruleze activități alături de voluntarii de Cruce Roșie. Pe lângă activități, aceștia vor beneficia și de o masă caldă, astfel încât să poată fi capabil să efectueze activitățile de zi cu zi. Toate aceste activități sunt derulate zilnic cu voluntarii nimoși, voluntari care pot fi elevi, cadre didactice, care vor veni alături de acești copii cuprinși în program să îi învețe cum să își desfășoare diverse activități non-educative, dar care să-i ajute totodată în cadrul educativ. Având în vedere numărul mare de elevi aflați în situații defavorizate din cei 60 de copii selectați de Crucea Roșie din Alexandria, 25 sunt de la școala gimnazială Alexandru Colfescu. În baza unor criterii stabilite, să identificăm la nivelul învățământului primar copiii care au o situație materială mai precară, care au o situație familială cu probleme. O dată pe săptămână să meargă la Crucea Roșie acești copilași pe nivel de învățământ, pe același nivel de învățământ, mă refer la clasa 0, 1, 2, 3 și 4, unde acolo vor avea, în primul rând, vor avea o masă caldă și vor beneficia de activități didactice venite în sprijinul lor. Pentru că să știți că la nivelul populației sunt copilași care nu au părinți care să se ocupe de ei îndeajuns, nu au o situație materială atât de bună încât să-și permită anumite lucruri normale. Mă refer aici să învețe ceea ce înseamnă igiena personală, să învețe cum să mănânci și multe alte lucruri de minime de civilizație și noi... Noi, Crucea Roșie, prin școli, cu ajutorul școlilor, să identificăm acești copii care se încadrează în criteriile stabilite și să îi îndrumăm să poată beneficia de aceste facilități. Pentru moment se poate vorbi de un proiect pilot doar pentru copiii care provin din familii defavorizate din municipiul Alexandria, dar pe viitor acesta poate fi extins și la nivel județean. O contribuție importantă din punct de vedere financiar în susținerea voluntarilor Crucii Roșii o are Consiliul Județean Telorman.